au trecut 180 de zile de când ați avut boala. Hai români, hai cu toți să scăpăm țara de hoți! Hai români, hai cu toți să scăpăm țara de hoți! Hai români, hai cu toți să scăpăm țara de hoți! Hai români, hai cu toți să scăpăm țara de hoți! Au venit domnii de la jandarmerie. Jos Iohannis! Jos Iohannis! Jos Iohannis! Jos Iohannis! Jos Iohannis! Nu mai stați în case. Nu mai stați la coteți. Superman, Claus și Kelemen. Superman, Claus și Kelemen. Sunt țigani. Veniți în piața universității. Restricțiile se vor aplica de luni. De luni toată lumea la coteț. Nu mai așteptați. Nu mai așteptați ca alții să ia atitudine în locul vostru. Nu vă gândiți că scăpați. Distribuiți videoclipul și veniți în piața universității. Veniți să ne apărăm dreptul la viață liberă. Dacă zic guvernul, da. Toate măsurile sunt ilegale și abuzive. Dumneavoastră faceți abuz în serviciu. Știți ce spune articolul din Constituție? Că dacă mă abuzați, vă duceți la pușcărie toți. Da. Și vă garantez, dacă acum eu sunt la 112, vine poliția și vă amendează pe dumneavoastră. În baza legii constituționale sau nu, în baza Constituției, pentru că ne îngrădiți dreptul la protest. Ne îngrădiți dreptul la protest religios. Știți ce înseamnă protestul religios? Biserica autonomă față de stat. E stat în stat. Dumneata trebuie să plece acasă și să ne lași în pace. Cetățean are și obligații, numai dumneata e obligația. Care e obligația? Protestăm pentru că suntem ortodoxi. Sunteți ortodox? Am o întrebare. Sunteți ortodox sau sunteți ateu? E o întrebare retorică. Suntem într-o țară ortodoxă. Toți am fost botezați la fel. Hai să nu ne calmăm. Hai să fim agresivi. Bate-ți-ne. Că suntem ortodoxi, dați în mine, uitați-vă pe maica Domnului, bateți-vă, dați în ea! Nu, Doamne ajută, lăsați-mă să mă manifest liber, Dumnezeu m-a creat liber, nu mi-a pus masă pe distanțare. Haideți, vă rog frumos, să distanțăm. Hai să lăsăm minciunile astea. V-am văzut mai devreme să... Nu cedăm! 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 Distribuiți și veniți în piața universității. Arestați-l pe Iohannis. Nu mai stați la coteț. Libertatea conștiinței nu este încălcată de către dumneavoastră. Ce faceți acum este privare de libertate. Privare de libertate, că nu ne lăsați să ne manifestăm liberi. Ne-ați oprit și ne-ați privat de libertate. Știți ce înseamnă asta? Pușcărie între 38 ani. Vă doriți lucrul ăsta? Sunăm noi la poliție. De la 2 la 7 ani să vă știți să privați de libertate. Privarea de libertate să pedepsim pe primitoarea. Dar la articolul 25 penal. Dați-mi un CV, vă rog frumos. Nu am. Îmi dați-mi
Sunt ortodox. Și ortodox este și ziar română, aveți CNP. Am un nume, Stan cu Ștefăniță. Stan cu Ștefăniță mă cheamă. Eu am nume de botez, Ștefan. Sunt ortodox. CNP-ul este ceva împotriva mea ca ortodox. Am înțeles, dar o dată naștere aveți, nu? Da. Stan cu Ștefăniță? Îmi dați amendă? E o întrebare retorică. Da. Pentru ce? Pentru ce îi dați amendă? Că protestezi religios? Nu, de asta primul trebuie să-mi prezentați mie, în primul rând, un document, da? În primul rând, dumneavoastră trebuie să... Da, eu sunt locotenent paraschiv și jandarmeria capitale, nu? Nu, prezentați legitimația, când vă, și eu vă prezint buletina, așa și dumneavoastră sunt obligați să prezentați legitimația. A, păi vedeți, dumneavoastră n-aveți legitimația și... Nu, nu, asta e încălcarea legii, dumneavoastră... Ieșiți din casă, dacă vă pasă! Ieșiți din casă, dacă vă pasă! Legitimația se arată când îmi cereți mie actul de identitate, eu vi-l pot arăta într-o secundă, dumneavoastră okay, nu aveți... Ok, la mașină, mi-ar rândul, nicio problemă, mă Constantin, jandarmeria capitală. Nu, vorbesc cu dânsul. Păi avem aceeași calitate. Nu contează, eu vorbesc cu... Păi domnul la legitimat. Domnul la legitimat. Dacă domnul a legitimat, veniți dumneavoastră cu legitimația dumneavoastră. Știți ce dacă faceți, domnul a legitimat, faceți abuz în serviciu și chem poliția. Este dreptul dumneavoastră. Puteți să sunați la 112? Sunați la 112, pentru că îi se încalcă dreptul. Deci nu aveți dreptul să mă legitimați dacă nu aveți legitimație. Am purtat la mașină, mi-a nu există, trebuia să o purtați la dumneavoastră cum este în Constituție. Fiecare om este dator să-și poarte buletinul. Da, ați purtați mască, imediat vine și fără legitimație, nu-i problema asta. Eu am buletin, dar v-am întrebat în baza cărei legi m-a amendat dacă guvernul a căzut, toate hotărârile de guvern sunt anulate. Nu e anulat. Păi nu aveți dreptate, Constituția spune clar, ați citit-o? Da, nu, și ați citit Constituția, nu ați citit-o. Nu da buletin. Deci... Aici și Constituția. Nu, dumneavoastră, nu cunoaște Constituția. Se copilează cu niște legi primare. Cum nu există, domnule, Constituția e legea supremă. Dumneata nu încalci dreptul la libertate. Dar lege primară înseamnă un nu există. Toate legile sunt făcute după Constituție. Nu există altă lege în afară Constituției. Nu cedăm! 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 Gata, naștere, mă rog, datoria! Ați făcut mai multe! Ați nu am făcut și nimic! Sunt ortodox, e dreptul nostru în manifest liber! Am dreptul să mă manifest liber! Articolul 39 în Constituție nu mă interesează hotărârea să puteți! Având în vedere că rata de incidență a depășit 7,5 la mie, cu ora 20. Nu există, domne! Ce? Poate un abuz în serviciu. Cine a restricționat-o? Este dreptul dumneavoastră dacă considerați că... Domnul Maior! Să fiți, să acționați... Domnul Maior, îmi cer scuze, cine a restricționat? Cine a restricționat-o? Cine a restricționat-o? Cine a restricționat-o? HG! Ce HG? Bătăria de ce trebuie lege, domne! Nu înțelegi română! Dreptul dumneavoastră dacă... Ce HG? Dacă dumneavoastră vă considerați... Ce HG, v-am întrebat? Lăsați să vorbesc? Nu v-a spus HG, ce HG? Dacă dumneavoastră vă considerați nedreptățiți, puteți face contestață! Nu o filmați de imaginea colegului, da? Numele! Numele! Florin, Gheorghe tata. Ok, acum sunt dați dumneavoastră. Da, vă rog distanță, haideți vă rog frumos distanță. Distanță, 4 metri, da? Ce 4 metri? Suntem cățeluși, mă, e ca mască. Ne luați ca pe cățeluși de aia 4 metri. Păi nu vrem, mă, de-aia protestăm aici, că nu vrem nici distanțare, nici mască, nici vaccinare obligatorie. Ok, data naștere, vă rog frumos. V-am spus-o. Noi de aici nu plecăm acasă până câștigăm libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm acasă până nu mai câștigăm libertatea noastră. Ziua 7, luna 6, 1918. Nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Bine,
legea constituțională, vine și legea primare cum sunt. Domnule, legea constituțională este legea supremă. Ce ați jurat? Deci anularea drepturilor și libertăților n-are cum să ne fie îngrădite de vreo. Cum să nu ne încalce? Dreptul la demnitate, știți ce înseamnă demnitatea umană? Dreptul la demnitate umană. Aveți să prezentați și mie un certificat verde, dovada că aveți 15-18 zile de când ați fost, de când ați avut boală. Am fost istolii și sunt alergic. Arătați mie o dovadă, o adeverință medicală, nu știu. Ca să... Deci cu rea credință nu vreți să-mi folizați aceste informații? Vreau să nu scrie datele pe hârtie. Ok. Spuneți-vă, nu scrie datele pe hârtie, că sunt date personale. Da, domnule. Nu-i scrieți, domnule, datele pe hârtie. De ce scrieți datele? De ce scrieți datele pe hârtie? Nu aveți dreptul ăla. Datele ăla să vă dați. Nu, ce la gen de domnule, te am dat buletină. Jandarmul este, poate să plângă zare care de personal. Deci, seriat, haideți, vă rog frumos. Apăstați distanța, vă rog frumos. Hai, vă rog frumos. Domnule, pe ce am dat cu sumare 500 de lei, da? Să lucrați purta mască și nu puteți să nu vezi mie dumneavoastră că... Doamne, să por mască, okay. Că sunt bolnav, am suflu sistolic și am sunt... Am înțeles. De cu acela. Dumneavoastră sunteți medic, nu vă supărați. Nu, domnule. Masca da, ucide. Eu nu sunt în plantă să respir dioxid de carbon, că vrei dumneata să mor. Hai să mergem la judecată, să vedem cum vă duceți la pușcărie. Veniți în piața universității. Apărați-vă dreptul la viață. Locotenent în Palatul General Capitale, să dați-mi, vă rog frumos, să aveți numele, prenumele și data nașterii, vă rog. Refuzul regional este pentru pe legea 61 pentru contravenție. Vă avertizez, îmi dați datele date, arminter, vă merge la secția de poliție competentă pentru a vă legitima și a putea sancționa, pentru că astea ar fi măsurile legale. Aceveți merge la secția, la secția de poliție, da, la secția 10. Iohannis, de ce nu vă duceți? Ne-ați văzut pe noi mai proști, nu? La, la Iohannis, când, a, când n-a purtat mască între 5.000 de tâlhari, tot așa v-ați dus la el și ați trecut datele pe agendă? Așa, o problemă filozofică. Spuneți dumneavoastră, nu sunteți filozof. Nu mai puțin. Spuneți-vă puțin la mine, haideți să vă mulțumesc. Deci, de Ștefan! A pușcării de bagă pe tu! Mai vreți o dată? Mă mergi la secție de poliție ca să vă putem legitima. Vreau să-mi furnizați CNP-ul dumneavoastră sau numele, prenumele și data nașterii. Nu vă dau nimic, nici buletin, nici număr, nici data de naștere. Așa e foarte simplu. Aveți un motiv anul? Un motiv? Am nevoie un motiv să fie afară? Păi nu am nicio obligație, frate. Luați-ne pe toți la secție, că suntem cu toții aici. Voi conduce la secție de poliție. Dacă puneți mâinile pe mine, vă dau la judecă. Uitați-vă la forțele de represiune, așa veți fi luați din case toți. Uitați-vă la ei, uitați. Uitați forțele de represiune. Așa veți fi luați toți din case, băi, fraților. De ce vă țineți cu oamenii? Vă rog, de ce vă țineți cu Zidane și cu criminalii ăștia? Aveți să... Puneți-vă în fața mașinii, bă! Treceți în fața mașinii! Înconjurați mașina, mă, și nu vă dați la o parte!
stați aici să nu-l ia. Stați în spatele mașinilor. Uitați-vă, bă, la el. Bă, dați-vă drumul că încălcați legea. Haideți să ne încălcă nimeni legea. Bă, dați-vă bine, ieșiți din case, băi, fraților, bă, veniți la universitate. Așa veți fi luați toți din case. Uitați cum pleacă ăsta. Uitați-vă cum dă peste oameni. Dă gunoaie! Uitați-vă, bă, la gunoaiele astea! La forțele de represiune, uitați-vă la ei! Băi, fraților, ieșiți, bă, din casă, l-a călcat pe omul ăsta pe picior, ia uite! L-a călcat pe picior, uitați-vă la el, bă! Uite, ce e ok, bă, l-ați aruncat în fața mașinii și-l întreb dacă e ok, uite-te la el! Voi l-ați împins, cum l-ai împins, băi, gunoiule! Tu l-ai împins! Iar un piciorul omului. Nu apărați mafia! Nu mă apărați criminale! Să păstra distanța! Distanța ta, băi! În două minute v-am dat în praf! Dar nimeni nu vrea să facă pe nimeni în praf! Dar ce ai făcut până acum? De ce n-ați luat pe ăla? Eu m-am luat acum și că ați încălcat legea! Ce legea? Legea, băi, legea asta abuzivă! Care o aplicați, băi! Vă rog să păstrați! Du-te, bă, cu distanța! Du-te, bă, cu distanța ta! Cu tot. Am văzut un număr. Ați înțeles? Toți liber, toți liber, nicio problemă. Dar vezi și o plicare. Unde, bă, ești forț? Ești un slujbaș în urma prădătorilor neamului, asta ești. Un slujbaș în slujba prădătorilor neamului ești. Tu trebuie să fii în slujba neamului român. Nu ești în slujba neamului român, băi băiatule. Băi băiatule, nu ești în slujba neamului român. Atunci legal, uite să mă la secție, da? Ca să vă puteți schimba. Ce să mergem ăla? O să iei tot neamul la secție, o să iei tot neamul român la secție, băi. Ai înțeles? L-a călcat pe omul ăla pe picior. Ce să avertizez, mă? Ia-ne și du-ne pe toți la secție, mă, să vedem ce ne faceți. Câți poți să iei, mă? O să iei tot neamul. Hai să apoi în altă oră, haideți, vă rog frumos. Nu te dăm! Stați mă aici! Nu te dăm! Getuța! Nu te dăm! 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 E înregistrat. Nu te dăm! Nu ne vaccinăm! Nu te dăm! Nu ne vaccinăm! Ieșiți în stradă, băi, fraților. Distribuiți videoclipul și ieșiți în stradă. N-a fost, mă, ăștia sunt băgați acum. Ăștia sunt băgați acum să... Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! N-aveți ce să stăm de vorbă cu ei, mă, ce să stau de vorbă cu ei, să prost... N-aveți, hai, bă, verificoate! Verificoate, fraților, că n-aveți ce să stăm de vorbă cu ei! Cu forțele de opresiune ale neamului n-aveți ce să stăm de vorbă! Nu cedăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu cedăm! Nu plecăm! Macara merge! Nu-i bro, dar eu nu știu să-l zici! Distribuiți videoclipul și veniți în piața universității. Așa veți fi luați toți.
și băgați la coteți. Pentru chestia asta. Este frică de jandarmi? Jandarmi ăla, nevinovat, în curând, nevinovat! Hai, lasă-mă! Ok, cine este, pe cine a luat? Cine era băiatul? Nu știu, nu știu! Avem filmat! Apărați satanistii! Apărați criminalii! Apărați toporul ăsta! Hai, lasă-mă! Apărăm familiile, bă! Iohannis tocmai ce le-a dat puterea acestor forțe de opresiune. Dacă nu ieșiți din case, aceea soartă vom avea toți. Iohannis tocmai ce le-a dat forțe nelimitate acestor prădători. Păi la ce secție la? La 10, la Udriște. E de pe Călăraș, prima la stânga, pe Moșilor Vechi. Aia e secția 10. Nu știu cum îl ia. Avem filmări, normal avem filmări. Uitați-vă câte mașini au venit. Mi se descarcă bateria la telefon, am să iau telefonul celălalt și am să pornesc transmisiunea live. Distribuiți videoclipul și veniți în piața Universității. Nu mai stați, pentru că abia a început teroarea. Acești slujbași ai prădătorilor. Jandarmeria, care ar trebui să fie în slujba poporului, în slujba neamului român, uitați-vă la ei. Uitați pe partea elaltă câte mașini au venit. Veniți în piața Victoriei. Nu mai stați, pentru că așa ni se va întâmpla la toți. Vom fi luați și nimeni nu ne va băga în seamă. Distribuiți videoclipul și veniți în piața Universității. Da, l-au căcat jandarmii până a jandă în picior cu mașina. Jandarmii l-au căcat până a jandă. Bine, și faptul că a dat peste omul ăla cu mașina. Hai, români! Hai, cu tot! Stăm să fac țara de hoi! Hai, români! Hai, cu tot! Stăm să fac țara de hoi! Hai, români! Hai, cu tot! Stăm să fac țara de hoi! Nu plecăm! 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 Nu plecăm!
Da, am să opresc live-ul pentru că mai am foarte puțină baterie. Distribuiți videoclipul și veniți în piața Universității, aici unde jandarmeria începe să aplice legile prădătorilor împotriva neamului. Am să închid live-ul și am să intru imediat după telefonul celălalt. Încercați să intrați direct pe pagină, pentru că pagina este restricționată și nu veți mai primi notificare că am intrat live. Am să închei live-ul și am să pornesc telefonul celălalt. Distribuiți videoclipul și veniți în piața Universității la Fântâni. Doamne ajută, fraților, să ne auzim, să ne vedem cu bine!